În primul rând, putem spune că anticitul din CS2 nu s-a îmbunătățit momentan. După cum știți, încă puteți da mosco dați în meciurile de pe CS2. Da, bine, acum vă dați seama că ar fi imposibil sau eventual ar fi super greu să ajungă Valve la un număr super scăzut de codați, fiind mulți player care joacă gen legit cheating și, na, ăștia de joacă de legit, gen de își ascund codul, bineînțeles că șansele să fie detectați sunt super, super mici. Dar cea mai mare problemă nu cred că este în codații de joacă legit, că ăștia o să existe mereu pe orice joc, practic, și la finalul zilei uneori nu-ți dai seama dacă ai pierdut din vina unui codat sau din cauza că le era foarte bun. Și na, asta face ca playerii ăștia de joacă legit cu cod să fie mai decenți, să zicem așa. Adică cel puțin este cea mai mare problemă. Dar care este de fapt cea mai mare problemă? Personal, zic eu că cea mai mare problemă ar fi exploiturile de pe CS2. Și în teorie ce poți face cu ele având un cheat? 1. Magic Bullet. O să vă arăt și eu un clip care, badei, este filmat de mine, dar veți putea vedea și voi ce puteți face în el. Practic, Magic Bullet este un exploit care te teleportează sub poartă și, prin urmare, permite unui cheat să tragă din bază în bază. Adică omorând toți inamicii instant, făcând absolut nimic. Adică poți să stai și AFK și să câștigi meciurile. Dar la momentul actual mi se pare că băieții de la Valve l-au pecit, nu sunt sigur totuși, dar este posibil să meargă încă pe unele hărți cum ar fi Ancient, nu știu că mergea foarte bine. 2. Rapid Fire. Asta este un exploit care îți permite să tragi cu orice armă. Bine, în mare parte este făcut pentru AWP sau SSG și poți să tragi cu ele ca și cum ar fi o armă automată. Adică, de exemplu, poți să cheltui un încărcător de AWP sau scout într-o secundă, omorând toți playerii, făcând ace. Dar ăsta deja a fost pecit de la băieții de la Valve, nu mai merge pe serverele comunitare, nici pe serverele de la Valve, ceea ce este bine, presupun. Numărul 3, avem Nosebreed, care Nosebreed este practic un exploit care a venit detectabil acum, recent zilele astea, adică mai pe scurt a fost pecit, îți iei ban dacă îl mai activezi. Acesta este un exploit care îți scoate spread-ul de la orice armă. Adică vei avea și tu acuratețe de 100%, nu poți să dai miss. Adică poți să sari, să faci b-hop în aer zburând și să faci tot ce vrei și tot o să ai 100% acuratețe, dând ton scop cu AWP, să dai cap. Dar foarte bine că s-a fixat și asta, pentru că mă mai uitam și eu pe YouTube la chestii de astea cu coduri. Nu prea are nimeni o părere bună despre aceste exploituri. Dar aceste trei sunt cele mai importante exploituri care au fost populare cel puțin luna trecută. Și na, majoritatea deja au fost fixate de Valve, nu mai merg deloc. Sau eventual nu chiar fixate, dar sunt detectabile, adică o să-ți iei ban. Dar acum, hai să revenim și noi la a doua parte. Practic este un gameplay făcut de mine cu CS2. Da, mi-am luat un cod, așa că mi-am dat și eu părerea jucând două meciuri cu cod. Un mic disclaimer. Acest video este strict pentru entertainment și scopuri informaționale. Eu ca creator nu vă îndemn să le și recomand să repetați acțiunile reprezentate în acest video. Eu personal nu sunt un cheater și nu mă joc cu cheaturi slash alte softuri, ci chiar sunt un player legit și chiar îmi place jocul. By the way, am și level 9 pe Faceit. Deci este doar un video cât de cât informațional făcut de pe un alt cont. Cheating slash hacking-ul nu este bun sub absolut nicio formă în niciun joc video. Vizionare plăcută! Deci da, aici suntem și noi în lobby. Sunt și eu pe aici pe un congegel, am poză cu Educate. Nu știu de ce am poză cu Educate. Și da, astăzi vom șa cu Nevalus, pentru că cred că e codul cu cele mai multe opțiuni, cu cele mai multe feature-uri, I guess. Adică am căutat cel mai bun cod pe market la momentul actual și ar fi Nevalus, cred. Și da, nici codul ăsta nu prea are foarte multe. Avem Rage, avem Legit, avem Vizuale, un Skin Changer cât de cât drăguț, Misc și desigur Configuri. Cât veni vorba de Configuri, să jucă configurile mele deja pe forum. Nu știu, în caz de vrei și vrei să vă jucați cu ele, cred, nu știu. Și codul este 30 de euro, adică am dat 30 de euro pe el, adică am dat 30 de euro în acest episod. Să vă arăt și vouă ce poți să faci eventual cu un cod pe CS2. Eu nu prea m-am mișcat cu cod pe CS2 aproape deloc. Și pot să zic acum că tot e 2024, mai avem și CS2, am decis să văd și eu cum e. Așa că nu mă înjurați, priviți și voi din altă perspectivă. Nu sunt aici să vă arăt cum să vă băgați coduri pe CS2, gratuit, fără bani în 2024, clickbait, free download, nu știu ce. Este doar un clip de a vă arăta cum e, dacă vă pasă, dacă nu vreți să dați 30 de euro, cum am dat eu pe un cod inutil. Așa că hai să vedem ce s-a schimbat de la CSGO la CS2 și băgăm play și băgăm un premier, pentru că de asta îmi place și mie. Și se începe și meciul nostru, băieți, cu Gigel aici, cu Endutate. Endutate e Gigel. Deci mă joc în 2000 rating. Ăla are 1000 rating. What? Ca prima impresie, băieți, ce pot să zic? Îmi place că pot să-i văd prin toată harta. Pot să-i văd din bază pe toți, gen. Deci e puțin weird, că așa ceva nu era pe CSGO. Și e pe CS2, nice. Și ce-mi place mie extrem de mult sunt skin changer-urile. Sau eventual skin changer-ul, mai pe singular. Adică uitați-vă ce cuțit am. Uitați-vă și voi cât de frumos e. Deci, uitați-vă și deci e prea... Cred că aș putea să stau o zi întreagă doar jucându-mă cu cuțitele, așa, prin inventar. Așa, pot să-l și schimb. Pot să pun alt Huntsman Knife. Pot să pun un Huntsman Knife. Uite, un Gamma Doppler, dar... De alt tip, alt phase, nu? Uite, să-i tot așa cu verde, dar e alt phase. Băi, și ăsta e super frumos. Băi, ești
Prea frumos, mă, frate. Prea frumos, mă. N-ai cum, mă, frate. Am câștigat prima rundă. Eu am făcut tot. Nu știu când și noi cu Legit. By the way, îl aveți pe forum, dacă îl căutați. Nu știu dacă vă las link în descriere. Că poți să zici cu lumea, oh my god, frate, îi promovezi și tu. Oh my god, what the fuck? Like, eu nu mai joc acum în acest episod să vă arăt cum să dați cu codul și dau rage, să-i fac cu băieții ăștia de 1000 rating să plângă. Ne uităm și noi așa, analizăm situația. Bă, totuși o să dau cap, pentru că așa a fost în situația, așa trebuia analizată situația. Avem aici doi băieți și m-au spart. E bă, nu știu, să mă joc și rage episodul ăsta, o să vă placă dacă mă joc rage? Adică presupun că dacă, să vedem și noi cum e, nu? Sper că am dat bine, predic la răspunsuri și voi vreți să ne jucăm rage, pentru că o să ne jucăm rage. I-am dat capul ăla, i-am dat capul ăla. Îmi place cum arată, te arată și nedru, arată tot, gen, ai o grămadă de informații. I pick you, fucking dog shit. Oh. Au, i-am dat hit, i-am dat hit. What is bro doing? Au. Întrebarea e ce fac eu? Bă, da, mi se pare mie sau asta nu e Mr. Proper? Oh. Dacă-l bag pe ăla vreau 1 milion de euro. Nu! Au! Ce bun sunt la Fortnite. Uite, l-am făcut pe Mr. Proposă de live. Thank you very much. Sălță, sălță, sălță. Slash. Delete. Play. What? Gigel Oleg. Gigel Oleg? Așa am pus numele, Gigel Oleg. Gigel VH. Gigel VH suntem băieți de azi. Așa da pic și să născu pe ăsta. Eu v-am zis. Este că nu am nimic din aimbot, mă aștept cunosc scopul. Mă folosesc doar de țintă asta, știi? Și mă pun pe crouch pentru acuratețe. Vreau să stau crouch. Vedeți că dau miss, gen. Yo, Yellow, do you have a mic? Yo, yo, ce faci, mă, frate? Au, 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 au. Ok, fac, să mă farai? Easy. Și tu o să-ți jump. Au, au, au. Oh, capă Fortnite, capă Fortnite, capă Fortnite. Și l-a să dau. Capă Fortnite, capă Fortnite. Oh, capă Fortnite. Shit. Nu știu de ce tot zic ataca pe Fortnite, să nu credeți că mă joc Fortnite, gen. Vine vorba, că știți că e shotgun și shotgun e pe Fortnite. Oh, nu, am rămas singur, am rămas singur. That's not good. Capă Fortnite, nice, un kill. Nice, we good. Full flash am dat. What? Mi-a dat noscop, what the fuck? Bă, am uitat să-mi iau Zeus. Ok, ți-o să dă frere pic. Hop, 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 hop. Nice. Tu o să... Opa, fuck. Au. Au. Au, au. Nice. Nu știu de ce îmi zic nice singur, sunt acustic. Ok. Doamne. Au! Fuck! Please drop me Nova! Please, someone drop me Nova! I like Nova, it's my favorite gun. I like Nova from Fortnite. Oh my god, thank you so much. I give you dual Spiritus. You like that. Oh my god. O să mori, fraiere. Fraiere, o să mori. Aha, te las scam. Opa, cineva a murit. Oh, shit. Și ăsta, îți dau trickshot. Au, 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 nu, da!
What the fuck? Au! Bine, dacă nu știați, pe configul ăsta meu șmecher, dacă vă enervează unul, și tot puțin, duceți off și dați să rege aici pe unul, știi? Aveți deja configurația aproximativ făcută. Și codul trage singur. Vedeți? Și va apare ceva pe ecran, nu știu cum scap de asta. GG, guys. Și îi faci așa. Practic. Practic, cam... Thank you, man, thank you. Asta mi-a zis nice. Chiar a fost nice, nu? Da, cam așa arată rage-ul pe codul ăsta. Deci pe codul ăsta poți să faci nimic. Doar să alegi pe harta și faci killuri. Yeah. Nice. Look, you see? Look, look, look. Look, I did ace. Ce le des. Yeah, it's crazy, I know. Very crazy. That's crazy. Da, cam asta poți să faci cu rage, basically. Просто желаю тебе захлебнуться в сперме, пидору.